Bună dimineața, domnule primar, și bine v-am găsit la primăria comunei Jegălia. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Domnule primar, ca de obicei, sunteți marcat și în acest an, sunteți preocupat de a rezolva multe lucruri bune pentru cetățenii de aici, din Jegălia. Ce ne puteți spune despre planul de investiții, despre lucrările din localitate, despre interesul acordat cetățenilor? Păi, cam fiecare an, la începutul anului, face o retrospectivă anului 2022, și ceea ce urmează în 2023. Și din 2020 spre 2023 avem de finalizat, chiar mâine avem o ședință, este o întâlnire cu cei de la Ministerul Mediului, la nutrienților în special, pentru această stație de compost, unde mai avem foarte, foarte puțin și credem că constructorul o să ne predea. De fapt, mai sunt doar câteva piste de turnat și datorită temperaturilor scăzute nu s-au turnat. Și bineînțeles, mai e vorba de utilajele care trebuie, o parte din ele au fost aduse și urmează să ne le aducă, deci undeva se închide. Și acum când discut cu dumneavoastră, tot din 2022 este acel complex sportiv de la Gâldău, la care se lucrează, mergem într-un ritm destul de bun, urmând, din câte am înțeles de la dânsi, în momentul în care se încălzește, o să înceapă să pună și masa verde care este pentru acel teren. Ei acum lucrează deja la garduri, la tribune, etc. Și este lucrare tot din 2022. Tot din 2022 avem stația de epurare. La fel promisiuni, martie-aprilie, udare în funcțiune. Și acolo, chiar săptămâna trecută, a fost o ședință la Raja Constanța. Noi fiind operatorul nostru, fiind Raja, l-a promis, suntem deja prinși în planul pentru a putea schimba conductele de apă de la Iezeru și canalizare și la Gâdău canalizare, pentru că comuna are o localitate în Jegălia cu peste 2000 de locuitori și prin POIM am fost obligați prima dată localitățile peste 2000 de locuitori. Acum s-au închis. Acestea sunt proiecte de anul trecut început, iar de anul acesta acum lucrăm la cei 7,8 km de asfalt, se lucrează deja. Am terminat Jegălia și Iezeru, le-am terminat și Gâldău, am terminat de pus piatră, urmând să punem piatră și în Iezeru, iar în momentul în care temperaturile vor permite, vom începe deja asfaltarea. Totodată am scos PESICAP, am încărcat în platformă și am scos cu clauză exclusivă la PESICAP pentru cel de-al doilea proiect de drumuri aprobat prin hotărârea de guvern de 7 km, cel care este prin spatele localității și unește cele trei localități. Acel drum agricol? Acel zis fost drum agricol, acum este drum de interes local. Da. Mai mult de atât, am scos în SICAP deja. Noi pe POPAM am câștigat cel de-al patrulea proiect însemnând acea casă pe apă, cu finanțare, cu tot, doar să o scoatem. Am scos la SICAP acele mașini electrice, să vedem, statul a spus că ministerul își luase angajamentul pentru stațiile electrice să le scoată complet pe toate proiectele ei, dar am înțeles că s-a revenit și s-a putut să scoatem și acele stații electrice, tot noi primăriile. Noi suntem într-o colaborare cu Primăria Unirea și Lichisel pentru cele trei mașini electrice, pentru copii, transport copii, să fim înțeleși, nu pentru mașini de primărie, ci pentru transport copii. Nu, în ultimul rând am depus, acum suntem la gal pentru o mașină, să spunem, de intervenții, în special pentru a putea menține o curățenie și a putea să ne stropim florile și, nu în ultimul rând, sperăm că în următoarele două săptămâni va fi declarat câștigătorul proiectului gaze naturale în comuna Jegălia, Unirea și Lichisel.